Au fost inundații seara trecută pe mai multe străzi din Slatina. Apa strânsă în urma precipitațiilor a inundat mai multe curți și case, iar pompierii intervin în continuu încă de seara trecută. Pe strada Canal Sopot au fost cele mai mari probleme. Ieri după masă a intrat apă în casă, pompierii te o scot de acolo. Cum ați scos apa din casă? Cu forașul și cu găleata. Veniți să vedeți până unde a fost apa. Veniți încoace. Vine din spate la prad. Nu trag de aici. Pe partea, uite, mă duc și a strânge acolo. O familie care se pregătea de înmormântare s-a trezit cu locuința inundată. Am stat cu murtul în apă. Deci efectiv în apă. Atât a fost apa, de un metru. În spate, 1,50 m. Din cauza la canal. Canalul Sopot, să vă duceți să-l filmați. Deci este colmatat. Nu, deci ăia, asistații sociali care iau dânșii, stau și nu știu, nu zic altceva, să freacă pe barbă, nu știu ceva. În municipiul Slatina s-a intervenit în 10 curți pentru asanarea apei, dar și la sediul Registrului Comerțului, sediu care a fost afectat în urma precipitațiilor abundente. Precipitațiile abundente au mai creat probleme în Slatina, pe străzile Plevnei, Banului, Grădiște, Nicolae Titulescu și Tudor Vladimirescu. Angajații companiei de apă Olt au intervenit pe aceste străzi pentru a desfunda canalele care nu mai făceau față șuvoaielor. Inundații au fost și în comuna Milcov. Pompierii au intervenit într-o zonă joasă în care s-a strâns mai multă apă în urma precipitațiilor. În comuna Milcov s-a acționat la o gospodărie, în zonă fiind mai multe gospodării afectate din cauza precipitațiilor, dar s-a acționat în zona mai joasă, unde se acumula apă și la celelalte gospodării. Pentru a face față intervențiilor, mai mulți pompieri au fost chemați de acasă. Au fost toate echipajele disponibile din tura de serviciu, plus suplimentarea celor care au venit din afara serviciului, peste 30 de pompieri cu mijloace specifice. Efectiv, s-a acționat permanent. Autoritățile s-au aflat astăzi în teren. Reprezentanții primăriei Slatina, dar și cei ai companiei de apă Olt, au mers în zonele afectate pentru a vedea care este situația.